24 februarie, organizația de tineret a Partidului Liberal va organiza o manifestație culturală în spatele Arcului de Triunf și prin asta marcăm Dragobetele, care este sărbătoarea moștenită de noi de la Daci, care în Republica Moldova, ziua îndrăgostiților, timp de sute de ani, a fost dată uitării, fiindcă la noi, ca urmare a ocupației sovietice, au fost promovate tradiții străine. A face o promovare mai largă a acestei sărbători, am hotărât să răspândim informația pe cât e de posibil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astăzi, cât și mâine, se vor împărți pliante în următoarele raioane, în Ungheni, Călăraș, Criuleni, Șoldănești, Edeniți, Anii Noi, etc. Este foarte important ca tinerii noștri din teritoriu să cunoască însemnătatea acestei frumoase sărbători, pentru că cu toții știm că dragostea este rădăcina și izvorul binelui. Dacă țineți minte, anul trecut a făcut o asemenea manifestație tot în spatele Arcului de Triunf, unde tinerii îndrăgostiți au putut să aibă o poză în leagănul iubirii, dansuri, muzică și informații respectiv pe care o răspândim. Ia așa.